Oare Warren Buffett a spus că nu inteligența unui om va determina succesul lui în investiții, ci temperamentul. Tocmai din această cauză, astăzi vreau să vedem care este temperamentul investitorului de succes, orice om poate să fie investitor de succes și care este temperamentul unui investitor care are mai puțin succes. Și la sfârșitul acestui video vei vedea cum putem să facem o combinație între aceste caracteristici, astfel încât să fim protejați indiferent de ce se întâmplă în piețele financiare. Și iată am găsit o imagine care să reprezinte 100% ce se întâmplă în piețele financiare. Te salut Cristian Trăboiu, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și haide mai întâi să vedem ce este temperamentul. Păi, temperamentul este o caracteristică de personalitate care determină modul în care va reacționa o persoană. Da? Deci este o caracteristică. O caracteristică construită din mai multe caracteristici. Acum, ce vreau să înțelegi este că aceste caracteristici nu sunt bune sau rele. Sunt doar caracteristici care te determină să obții niște rezultate care îți plac sau niște rezultate care îți plac mai puțin. Tocmai din această cauză, anumite caracteristici temperamentale determină succesul unei persoane în investiții, iar controlul asupra acestor caracteristici este cheia investitorului pe termen lung. Și avem două tipuri de caracteristici: caracteristici benefice pentru un investitor și caracteristici pe care ar trebui să le evite un investitor. Și haideți să începem cu caracteristicile benefice. Ca de fiecare dată, vrem lucrurile benefice la început. Ce face un investitor de succes? Păi, în primul rând, nu se entuziasmează când piața crește. Știu, șocant. Un investitor de succes nu se entuziasmează când piața crește. În schimb, ce? Un investitor care are mai puțin succes se entuziasmează când piața crește. De ce? Pentru că Începe și crește adrenalina. Dacă crește adrenalina, începi și ești din ce în ce mai fericit. În realitate nu ești fericit, ești bucuros. Dar mă rog, asta este altă discuție. Și în momentul în care te entuziasmezi, zici, a, piața va crește la infinit, mamă ce bine, sunt cel mai bun investitor. În realitate, lucrurile care cresc, la un moment dat vor începe să și scadă. Tocmai din această cauză, un investitor care are deja experiență, nu se entuziasmează în momentul în care piața crește. Similar se întâmplă și când piața scade. Dacă piața scade, nu te superi, nu te enervezi, nu începi și înjuri, nu începi și îți creezi convingeri despre piață. Pentru că, după cum am spus, ce crește și scade, ce scade și crește. Tocmai din această cauză, caracteristica de evitat este în același timp să te superi. Da? Deci dacă piața crește, nu te entuziasma, dar dacă piața scade, nu te supăra. Pentru că dacă piața scade, poate reprezenta un moment bun de creștere a posesiei în acțiunile care ție îți plac. Da? Deci chiar dacă intuitiv îți vine să te enervezi și să începi să juri că în piața începe și scade, în mod normal un investitor cu experiență nu este deranjat de o scădere în piața financiară și o primește ca pe un bonus ca să cumpere la prețuri mai mici. O altă caracteristică benefică spune în felul următor. Ai răbdare și nu te deranjează când piața este plictisitoare. Probabil ai observat că de-a lungul timpului piața nu doar crește și doar, sau doar scade, ci mai are și momente de acalmie. E bine, un investitor cu experiență nu este deranjat de aceste momente de plictiseală din piață. În schimb, ce un investitor care este mai la început și nu are suficientă experiență, este deranjat de această perioadă de plictiseală. De ce? Pentru că noi ca și oameni suntem obișnuiți să trăim sentimente intense sau vrem să trăim sentimente intense. Și dacă piața stă într-un platou, ce sentiment intens? Nu se întâmplă nimic. Plictisitor. Doar că o caracteristică benefică este să acumulezi în perioada asta, să strângi din ce în ce mai multe active, astfel încât în momentul în care piața crește și explodează, tu să fii părtaș la această creștere. O persoană care nu are suficientă de multă experiență, în momentul acestea de acalmie, se enervează, se plictisește și nu mai investește. Moment, din nou, care ar putea să fie un moment benefic? O altă caracteristică benefică este nu simte nevoia să cumpere sau să vândă în momentele în care ceilalți cumpără și vând. Da? Deci, o caracteristică benefică este să nu faci ce face turma. De evitat este să faci ce face turma, adică să te lăcomești în momentele în care piețele cresc și să dea frica în tine în momentele în care piețele încep și se corectează. Mare atenție, pentru că aici există și o caracteristică foarte des folosită sau foarte des întâlnită de investitorii de retail, și anume, investitorii de retail, în momentele în care văd că piața crește și crește accelerat, încep, începe și îi lovește lăcomia și cumpără pe maxime istorice, și după ce cumpără, piața începe și se corectează și, bineînțeles, apare teama. Și dacă apare teama, vor vinde pe minus. Da? Deci tu nu fă ce face majoritatea, tu faci niște analize personale astfel încât să nu fii influențat de ce fac ceilalți, să nu cumperi când cumpără ceilalți, ci să nu vinzi când vând ceilalți. Tu fă lucrurile puțin diferit, exact cum spune și Warren Buffett. O altă caracteristică benefică este să nu te atașezi de anumite companii, cum am făcut și eu cu Tesla. Tesla a fost una dintre companiile foarte importante din portofoliul meu. Doar că am ales-o vând. În momentul în care nu am mai avut încredere în echipa de management, am ales-o vând. Doar că, în zona de comentarii, dacă te uiți la videourile pe care le-am produs despre Tesla, o să vezi foarte mulți oameni care sunt foarte atașați de această companie. E bine, trebuie să iei în calcul că noi ca și investitori nu ne putem atașa de companii. Aceste companii nu sunt copiii noștri, noi nu muncim în aceste companii, nu le-am creat noi, nu le dezvoltăm noi. De aceste companii se ocupă alți oameni. Atunci, scopul nostru este ca în aceste companii doar să facem bani. Acum, dacă vom face acești bani etic sau nu, rămâne la latitudinea ta. Dar pe mine mă interesează ca, în momentul în care sunt investitor într-o companie, ca această companie să îmi producă bani. Speranța mea, etic. Acum, dacă tu preferi companii care nu obțin bani etic, nu, rămâne la latitudinea fiecăruia. Doar că nu trebuie să ne atașăm de aceste companii, indiferent cum se cheamă ele, indiferent de ce profitureau, indiferent de ce au Ar trebui să fim echidistanți și să luăm decizii cât mai logice posibil. Vom lua întotdeauna decizii logice? <gângh> Foarte puțin probabil. Tocmai din această cauză, ultima caracteristică pe care vreau să o punem aici este că o caracteristică benefică pentru un temperament care să-ți aducă investiții din ce în ce mai bune este să iei decizii calculate în urma unor criterii foarte bine stabilite. De cealaltă parte, ar trebui să eviți deciziile emoționale bazate pe ce fac alți oameni. Da, Deci ar trebui să luăm din ce în ce mai multe decizii calculate și să evităm pe cât posibil deciziile emoționale. Vom putea să eliminăm 100% emoția din investiții? <gângătă> nu. <gâtă> nu putem să eliminăm 100% decizia din investiții, dar putem să ne apropiem. Cum am reușit eu să elimin cât mai mult emoția din investiții? Ei, păi, hai să îți arăt. Dacă te-ai mai uitat pe canalul meu, au observat că de-a lungul timpului eu am mai prezentat acest tabel. Care este scopul acestui tabel? Scopul acestui tabel este să reușesc să fac o analiză completă într-un singur loc pentru toate companiile. De ce mă interesează să am această analiză într-un singur loc? Ca să elimin pe cât posibil emoții. Adică, în acest tabel, eu pornesc de la analiza calitativă a unei companii, adică Produsele pe care le vinde compania, echipa de management și nivelul meu de încredere în echipa de management, analiza cantitativă, adică numerele citite din rapoartele financiare, ce s-a întâmplat în trecut, ca să știu ce se va întâmpla în viitor. Și, bineînțeles, o prognoză după analiza tehnică, astfel încât să ajung la un preț țintă de achiziție. Din acest tabel, eu am aici 100 de companii. Din 100 de companii, vei observa că sunt doar anumite companii la care apare verdictul de bai. Da? Deci nu toate aceste companii sunt de cumpărat. Tocmai din această cauză, eu am creat acest tabel ca să elimin emoția pe cât mai mult posibil. Ăsta este scopul, să încerc să elimin emoția. Pentru că eu voi cumpăra din toate companiile pe care le văd în acest tabel, voi cumpăra doar companiile la care apare cu bai aici. Nu apare cu bai, nu voi cumpăra. Mai mult decât atât, dacă te uiți la Meta, de exemplu, Nivelul meu de încredere în echipa de management este la nivel de 2, 2 din 5 Atunci, chiar dacă meta este cu bai astăzi, eu nu voi cumpăra niciodată meta da? deci Eu nu voi da banii lui Mark Zuckerberg să îi gestioneze pentru că nu am încredere în el Și atunci, chiar dacă aici, din punct de vedere al analizei calitative și din punct de vedere al prețului astăzi Ar fi o poziție bună de bai, eu nu voi cumpăra da? Care este rezultatul acestei strategii în 3 pași? Păi, haideți să îți arăt portofoliul meu. Dacă ne uităm pe portofoliul meu și îl comparăm cu S&P 500, avem un felul următor. S&P 500 a avut o creștere în ultimul an de 26%, în timp ce portofoliul meu a avut o creștere în ultimul an de 60%. Adică eu am reușit să bat piața cam de două ori în ultimul an. Da? Deci acesta este rezultatul unei strategii foarte bune pusă la punct. Unei strategii pe care eu am construit-o nu astăzi, am construit-o de-a lungul anilor și care se pare că aduce rezultate peste piață. Rezultate peste piață nu doar pentru mine, ci și pentru clienții mei. Și atunci, haideți să tragem și niște concluzii. Orice om poate să fie investitor de succes? Din experiența mea, da. Din experiența mea pe care o am cu oamenii și cu clienții cu care am lucrat, orice investitor poate să fie investitor de succes. Asta înseamnă că orice om care investește va ajunge să fie investitor de succes? <laughs> Din experiența mea, nu. Pentru că în momentele în care nu ai un sistem foarte bine pus la punct, emoția este cea care dictează. Și dacă emoția dictează, rezultatul va fi direct proporțional cu emoție. Emoția nu prea știe să ia decizii inteligente, mai degrabă ia decizii în funcție de ce se întâmplă în jurul nostru. Și atunci rezultatele vor fi direct proporționale cu ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt foarte mulți oameni care investesc la voia întâmplării. Și atunci dacă investești la voia întâmplării, rezultatul va fi la voia întâmplării. Și atunci, care sunt acești oameni care nu vor reuși? Păi, sunt oamenii care nu au un sistem foarte clar și simplu pe care să-l urmeze și se lasă în bătaia vântului. Mare atenție cu lăsatul acesta în bătaia vântului și cu investițiile la întâmplare. Pentru că mai discut cu oameni care investesc pe piețele bursiere, dar nu au nici cea mai vagă idee de ce au făcut acele investiții și cum au ales acele companii. Și iată, am găsit o imagine care să reprezinte 100% ce se întâmplă în piețele financiare. E bine, în piețele financiare, investițiile noastre sunt dirijate de inimă, adică de emoție, sau de creier, sau de logică. Care are o proporție mai mare? Păi, inima, să știm. Inima are o proporție mai mare, chiar dacă deciziile benefice pentru un investitor ar trebui să fie luate de creier, nu de inimă. Și atunci, Legătura între cele două ori trebuie să fie făcută de un sistem foarte, foarte bine pus la punct. Un sistem care să aducă rezultate, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Un sistem eu l-am creat din trei pași. O analiză calitativă, analiză cantitativă și analiză tehnică, astfel încât să reușesc să bat piața. Acest sistem aduce rezultate pentru mine și aduce rezultate pentru clienții mei. Dacă acest sistem aduce rezultate pentru noi, înseamnă că poate să aducă rezultate pentru altcine atunci, întrebarea pe care o am și pentru tine. Tu cum eviți caracteristicile mai puțin benefice pe care le-am enumerat astăzi? Cum îți iei în calcul să elimini emoția și să faci doar investiții care să-ți aducă profit în următoarea perioadă? Spune-mi în zona de comentarii.